Înainte de orice, vreau să vă spun că sunt extrem de încântat. Aceasta este prima noastră ocazie de comunicare. Sunt în ipostaza de a mă adresa unui număr foarte mare de persoane care apreciază activitatea pe care o faceți dumneavoastră. Cu cât mai multe variante de comunicare cu beneficiarii noștri, fie că sunt beneficiari din Vaslui sau vasluieni de pe alte meleaguri, este întotdeauna o promptitudine, o variantă pe care noi nu o să ocolim niciodată de comunicare. Am avut un an 2014 extrem de încărcat și aș pune în capul listei Festivalul Umorului Constantin Tănase, dar de dezvoltat vom dezvolta subiectul, evenimentul care urmează. Este vorba despre festivalul de dating și obiceiuri de iarnă. Am constatat că este extrem de așteptat. Ca de obicei, noi ne-am adresat tuturor comunelor din județul Vaslui. Au răspuns acestei invitații, un număr de 30 de comune, reprezentate de 1000 de participanți, grupuri cele mai numeroase de la Rafaela și Todirești, cu câte 70 de reprezentanți, dar și comune care sunt reprezentate de viitorul acestor obiceiuri în județul Vaslui, poate cu o categorie de vârstă ceva mai mică, dar la fel de inimoși și entuziaști. Duminică, pe 21 decembrie, începând cu ora 9, sunt așteptate aceste grupuri. De la ora 10, din Parcul Copou, va pleca parada formațiilor pe traseul binecunoscut, strada Mihail Gogălnicianu, Camera de Comerț și Industrie, Cinema Independența, strada Ștefan cel Mare până în Piața Civică. De la ora 11 până la ora 12, 4 din cele 30 de formații vor performa pe scena special amenajată de către partenerii noștri Primăria Vaslui. Iar de la ora 12 până la ora 18 estimăm noi celelalte 26 de formații, sper eu să facă din Casa de Cultură un spațiu neîncăpător. Nu ne îndoim că așa va fi, ca o completare, dacă vor fi persoane care nu încap în Casa de Cultură, reprezentațiile spontane oferite de formațiile în așteptare, sper eu să facă de asemenea deliciul publicului. Cea de-a 33-a ediție a Festivalului de Obiceiuri de Iarnă este completată și de o participare din afara județului nostru, de la Lipova, Bacău, în așa fel încât la edițiile următoare sper eu să avem reprezentanții din cât mai multe județe. Intenționăm ca la următoarele ediții, la cea de din anul 2015, să avem și din Iași și din Buzău și din Tulcea, în așa fel încât să avem repere asupra acestui gen de eveniment și de pe alte meleaguri. Să mai spunem că reprezentanții ai județului Vaslui vor merge la rândul lor în alte județe, cum este cazul Pogoneștiului, recent la Slobozia, în Ialomița, dar și cazul Todireștiului, care an de an sunt invitați peste tot în țară, ceea ce ne face și pe noi să considerăm că tradițiile locului sunt bine văzute.